Sălăjenii care așteaptă de luni de zile să vină uleiul și făina de la Uniunea Europeană se pot lăsa pe gubaș. Contractul încheiat de APIA București cu firma furnizoare din Bulgaria a fost reziliat, motiv pentru care oamenii rămân acum fără alimente. Cei mai norocoși au apucat să intre în posesia lor, însă doar după ce s-au călcat în picioare și au stat ore în șir la cozile umilinței pentru a primi făină albă, făină de mălai, paste făinoase, biscuiți, orez, zahăr, fasole, mazăre și bulion. A ajuns cu întârziere și uleiul, dar cu țârâita, 11 tone din cele 600 alocate la nivelul județului. Și făina albă a fost mai puțină, aproximativ 150 de tone în loc de 280 de tone. Cei care au apucat să ia alimentele se pot considera norocoși. Pentru ceilalți nu se știe când sau dacă vor mai veni altele. Autoritățile locale nu au primit nicio explicație suplimentară legată de această problemă, doar o adresă prin care erau înștiințate despre rezilierea contractului.